Politicianul Sergiu Mocanu susține că știe cine și de ce a organizat farsa politică în care au fost implicați ambii săi copii, care în după amiaza zilei de astăzi vor fi judecați. Liderul mișcării Acțiunea Populară este decis să renunțe la tot în schimbul libertății fiilor săi. Problema este că copiii mei la ora actuală sunt închiși. Și sigur că pentru mine asta este o presiune foarte mare, eu sunt părinte. Tocmai din cauza asta, eu știu cine a comandat treaba asta, celor care au comandat treaba asta, eu le spun că eu, la ora actuală, eu nu știu pe urmă ce am să fac, dar la ora actuală, deci dacă ei au asemenea condiții, să mă las de politică, eu mă las de politică. Nu știu, vor să plec din țara asta, mă duc. Eu, la ora actuală, am zis că nu fac declarații politice, dar un lucru pentru mine este foarte clar, că eu, în această situație, eu am spus din start, eu sunt persoană publică și mă ocup de politică. Eu nu vreau ca ceea ce fac eu acum să fie considerat ca o încercare de a face presiune asupra anchetei, Doamne ferește. Deci eu, copiii mei din start, atunci am încercat să le spun că copiii mei sunt gata să colaboreze pentru orice crimă care s-a săvârșit în orașul ăsta și să dea mărturii pe orice crimă, dar pentru asta nu înseamnă că trebuie să fie izolați de societate. Pentru asta nu înseamnă că ei trebuie să fie închiși. A fost strigător la cer faptul și eu nu înțeleg. Deci ei au fost duși la izolatorul de pe Tighina 6 ca acolo să fie întărită paza, să fie chemați ofițeri suplimentari, ca să-i spună băiatului meu care s-a dus să încerce să le dea hrană și haine calde, să le spună că au fost luate măsuri suplimentare ca să-i păzească, de cine să-i păzească. A fost reținut Adrian acasă. Au fost două telefoane prin care el era chemat în stradă, dar după aceea au venit acasă și l-au luat, forțat. Nu au fost citații, nu au fost nimic. Iar Roman, băiatul cel mai mare, a fost luat din stradă, forțat și a dus la sectorul de poliție. Eu n-am știut 6 ore unde e el, pentru că telefonul era deconectat.